ăsta greu din gură. Bună seara, doamnelor și domnilor. Ora adevărului. Începem prima dezbatere pentru Consiliul Județean Gorj. Alături de mine în studio Ion Călinoiu, candidatul PSD Gorj la Consiliul Județean. Bună seara. Bună și președintele seara. În funcție. Și Dorin Tașcău, candidatul ALDE Gorj la Consiliul Județean. Bună seara. Bună seara. Domnilor, bine ați venit. Aș vrea să vă întreb câteva chestiuni legate de felul în care se desfășoară această campanie electorală vis-a-vis de, nu știu, contracandidați. Dacă vi se pare o campanie electorală diferită față de cele din trecut, ținând cont de faptul că legea în sine este diferită. Și aș vrea să punctați în răspunsurile dumneavoastră și faptul că există acuzații din mai multe părți de violențe, rup de afișe, blaturi și așa mai departe. Cine vrea să înceapă, o să încercăm să împărțim cam în mod egal timpii de răspuns. Domnule Călinoiu, poftiți! Sigur, față de campaniile precedente, această campanie este deosebită prin mijloace pe care le utilizăm acum. Ele mi se pare mai normal, mai firesc decât să ai posibilitatea să te duci în fața omului și să-l amăgești cu fel și fel de tentații care nu își aveau de niciun fel rostul, pe de o parte, iar pe de altă parte era și consum de bani, cu cheltuieli de bani inutile, dar mai mult decât atât, acei bani cheltuiți, părerea mea că pentru o mare parte din aleși însemnau obligații pe perioada în care ei reușeau să fie aleși, să-și asume o responsabilitate și bineînțeles că în acest fel ei trebuia să răspundă obligațiilor pe care și le-au asumat față de cei care i-au susținut în campanie. Mie mi se pare corect acum că avem o campanie din punct de vedere al mijloacelor necesare propagande electorale, al comunicării, în sumele bine limitate, printr-un buget foarte clar pe care trebuie să-l justifici la centimă până la finele campaniei. Acum nu mai putem vorbi de datorii pe care să rămână la nivelul partidului. Așa, deci e o treabă foarte frumoasă, mai ales că și benefică, mai ales că banii se reîntorc de la stat în condițiile în care partidele reușesc să realizeze acel prag de minim 3%. În rest, campania pentru noi, Partidul Social Democrat, nu este de niciun fel deosebită. Nu ne-a preocupat și nu ne preocupă de niciun fel adversarii și mai ales adversarii care nu se ocupă de campanie constructivă, nu se ocupă de problemele județului, nu interesează să stea de vorbă cu oamenii pe probleme specifice fiecarei localități. Noi ne vedem de treaba noastră, îi lăsăm, lumea ne vede pe fiecare în parte și bineînțeles că rezultatul final va fi acela după ce va fi dat votul final, pe data de 5 seara spre 6 când se numără, iar acum în aceste dezbateri, părerea mea că este inutil să nu discuți despre problemele cu care se confruntă județul, despre proiectele pe care vrem să le avem la nivelul județului, care sunt prioritățile județului, dacă le cunoaștem și așa mai departe. Vă rog, domnule Tașcău. Da, fundamental în această campanie electorală este faptul că legea care guvernează, ca să zicem așa, alegerile delimitează clar sumele pe care le pot folosi candidații în această perioadă. E clar că nu mai pot apărea fonduri oculte. Mai mult de atât, dacă ați observat, au dispărut pungile, au dispărut pixurile, au dispărut brichetele și asta e un lucru bun. Pentru că, într-adevăr, în momentul de față nu se poate face campanie decât cu proiectele pe care le ai, cu oamenii cu care vii, cu trecutul lor, cu ce au făcut în viața lor, cu responsabilitățile pe care și le asumă și, în consecință, cred că vom avea o campanie mai aproape de ceea ce înseamnă campania în adevărat înțeles al cuvântului, adică omul și discuția de la om la om. În ceea ce privește lucrurile pe care le spuneați legat de rup de afișe și așa mai departe, eu n-am prea sesizat. Violențe, sânge și cătușe. Violențe, nu știu, la noi în județ? Da. Pe la Brănești? Sau au fost altercații între grupurile de susținători ai unor candidați?
Mă rog, astea sunt lucruri care se întâmplă în fiecare campanie, dar cred că față de alți ani sunt într-un număr mult mai mic. Important e ca mesajul pe care îl are fiecare partid, și în speță ALDE are un mesaj constructiv, partidul nostru care are, ca să zic așa, o vârstă tânără, dar care adună experiența liberalilor adevărați, încearcă să vină cu proiecte adevărate pentru județul Gorj și cu oameni care doresc să facă lucruri cât mai aproape de ceea ce înseamnă om dedicat cetățeanului. Bun. Consiliul Județean are foarte multe pârghii prin care poate ajuta la dezvoltarea acestui județ. Aș vrea să vă întreb, pe de o parte, pentru Ion Călinoiu și PSD, întrebarea ar fi ce proiecte vizează, ce investiții vizează ca prioritare, dacă va avea posibilitatea să-și continue mandatul PSD-ul în fruntea Consiliului Județean pentru încă 4 ani, iar pentru dumneavoastră întrebarea va fi care sunt proiectele cu care vreți să veniți și pe care le promovează lista cu care veniți în spate pentru Consiliul Județean. Domnule Călinoiu, răspundeți primul. Prima întrebare, sigur, Consiliul Județean și în mandatul 2016-2020 va fi condus de PSD. De ce? Am fost de fiecare dată cei care ne-am asumat responsabilitatea și pentru noi prioritatea numărul 1 a fost Gorjul și gorjenii. Avem în continuare proiecte de finalizat, avem în continuare proiecte noi în infrastructură, în sănătate, în educație, în turism, cultură, tradiții, asistență socială. Avem de asemenea proiecte, după cum vedeți aici și alături de televiziune, stadionul care va fi modernizat în sport. Avem, nu în ultimul rând, de fiecare dată în centrul atenției, activitatea de bază, de bază economică a județului nostru, susținerea mineritului și energiei. Acestea sunt probleme legate de investiții, investiții care pe fiecare segment în parte, pe fiecare domeniu de activitate în parte, înseamnă și locuri de muncă sigure. Evident, ai modernizarea drumului județean care a fost realizat, de exemplu, prin finanțare europeană, contract numărul 1 din România de sub munte, a însemnat o sumă de 20 de milioane de euro, ce reprezintă simplu ca raport al cheltuielor de personal sau de manoperă 30% din această investiție, calculând un salariu mediu pe economie, vă dați seama că sunt locuri de muncă, chiar, deci sunt pe 2 ani de zile, astea sunt locuri de muncă ce stau în competența administrațiilor publice locale, pe investițiile publice. Pe noi ne interesează foarte mult și acum e bătăria cea mare și de niciun fel nu trebuie să rămână Gorjul singur. Gorjenii trebuie să fie cel mai mult uniți acum ca niciodată pentru salvarea complexului energetic Oltenia și eu cred că vom avea și regiunea Oltenia în întregime să susținem această activitate, că în viziunea, după cum vedem acum, a administrației centrale, este o situație critică, nu de decizie, de lipsă de decizie. Și asta ne îngrijorează foarte mult. Dar Partidul Social Democrat are foarte clară viziunea, o știm și am făcut-o publică odată cu o conferință din anul trecut care a avut loc. Mixul energetic este salvarea sistemului energetic național, care să asigure independența energetică națională de care are nevoie România și independența României în sine. Practic, bun, asta înseamnă pentru noi proiecte prioritare. Mai ne întoarcem aici pentru că îmi dau seama că vreți și mai ales la capitolul energie vreau să mai punctăm. Vă rog, domnule Tașcă, cu ce proiecte vin ALDE? Domnul Călinoiu a început spunând că în 2016-2020 Consiliul Județean va fi condus tot de PSD. Eu spun că deocamdată nu știm dacă va fi condus de PSD. Trebuie să așteptăm alegerile. Nu e atât de simplu ca să preiei conducerea Consiliului Județean în acest moment, pentru că dumneavoastră trebuie să aibă o majoritate clară ca să fie singur la conducerea Consiliului Județean și să iei 17 consilieri din prima e cam dificil. Înseamnă că dumneavoastră trebuie să facă o alianță. Și vom vedea după asta cine va conduce Consiliul Județean și care va fi echipa de conducere, care sper să fie una benefică județului. În altă ordine de idei, ALDE are mai multe direcții. Vedem un Gorj verde, în primul rând, pentru că trebuie să avem investiții foarte serioase de mediu, care au început deja în
minerit și în energie. Vedem un gorj al întreprinzătorilor și al tinerilor întreprinzători, pentru că, având în vedere că suntem un partid de sorginte liberală, este primul lucru care ne interesează, acela de a da un avânt motorului economiei, adică dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Încercăm și trebuie să găsim, pentru că nu, Consiliul Județean poate, prin o serie a reabilitat, să emită în cadrul legal o serie de hotărâri legate de impozite și taxe. Și credem că în programul fermierul, care e deja funcționează la nivel guvernamental, ar putea să vină și Consiliul Județean și Consiliul Local cu o serie de facilități pentru tineri. Știu că s-au făcut pași în această direcție, ei trebuie continuați și proiectele astea trebuie duse mai departe. Adevărat că e mult mai dificil pentru noi să spunem despre proiecte în Consiliul Județean, e mai ușor pentru PSD și pentru domnul Călinău, pentru că deja are o serie de proiecte pe care știe că trebuie să le termine, dar, repet, trebuie să venim și cu lucruri noi. De asemenea, un gorj educat, un gorj sănătos, e foarte greu să te gândești la un județ cum e Gorjul și să nu ai un cămin adevărat pentru vârznici. Și există posibilitatea, sunt anumite locații pe care Consiliul Județean le poate pune la dispoziția printr-un parteneriat public-privat pentru a construi așa ceva. De asemenea, în învățământ, în infrastructura învățământului, trebuie mult lucrat, dar asta nu se poate face numai cu ajutorul Consiliului Județean și sper ca în viitorul guvern să nu mai fie un guvern de specialiști, de tehnocrați, nu de specialiști, să fie un guvern politic. Un guvern politic și nu vreau să se înțeleagă cumva că vin aici cu ideea unui blat, pentru că e o prostie ce s-a spus legat de blat PSD-ALDE. Nu. Una e să ai blat și alta este să încerci să construiești ceva. Și revin la ideea domnului Tăricianu, care a fost la Târgu Jiu în ultimile zile. Cred că un USL nou, dar bazat pe PSD și pe liberalii adevărați care se regăsesc în ALDE, poate să vină în fața electoratului și să preia guvernarea, pentru că nu putem vorbi de guvernare locală deocamdată fără guvernare centrală. Că se vor descentraliza lucrurile în perioada următoare, cum se propune, asta e cu totul altceva, dar deocamdată nu poți să-ți propui o serie de proiecte la nivelul Consiliului Județean atâta timp cât nu ai o relație directă cu Guvernul României. Bun. Acum, eu vreau să-i mulțumesc domnului Tașcău și scoate în evidență foarte clar, și nu e vorba de blat de niciun fel, o strategie de dezvoltare economică socială a județului Gorj actualizată 2014-2020, prin care obiectivele sunt foarte clare de urmărit, de realizat la nivelul județului Gorj. Ele sunt, așa cum le-am menționat, trebuie să avem un județ antreprenorial, un județ verde, un județ social, și de aici vorbim de un județ prosper și, bineînțeles, european. Astea sunt concluziile la care am participat trase în urma elaborării acestei strategii pe fonduri europene, în urma participării majorității cetățenilor, a factorilor de răspundere din învățământ, din sănătate, și a rezultat această strategie. Strategie ce am avut-o și în 2007-2013, care ne-a condus să ne prioritizăm activitățile pe fiecare domeniu de activitate. Iată că se poate lucra foarte, foarte bine când ești interesat ca să vorbești, așa cum spunea domnul director, de locuri de muncă sau programul fermierilor. Deja au început și sunt demarate acum grupurile de acțiune locală. Grupuri de acțiune locală în județul Gorj sunt vreo 3, prin care autoritățile locale cu un întreprinzător local atrag fonduri pentru dezvoltarea capacității administrative, pentru pregătirea resursei umane din agricultură și investiții pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, unde, bineînțeles, programul fermierului, programul legat de finanțarea persoanelor cu 40 de ani care pot să obțină fonduri unde se creează locuri de muncă familiale, 2-3 locuri de muncă. Și avem exemple acum, beneficiind și de experiența celor care au plecat afară și au venit acasă. Avem ferme la Mușetești, de tot dragul să te uiți într-un solar. Avem ferme de prelucrare a produselor agroalimentare și în tocmai aceste proiecte, care sunt foarte bine în ordinea priorităților pe fiecare domeniu de activitate stipulate în strategia participativă de care vorbeam la nivelul județului Gorj, putem să le aplicăm.
Domnule Călinoiu, în plus la ce ziceați dumneavoastră, aș vrea să țineți cont și de părerea altor contracandidați. Sigur. Cel mai mare reproș care vi se aduce PSD-ului și dumneavoastră și domnului Cârciumaru este că aveți ați avut mandate de o durată foarte mare în timp. Și asta este chestiunea care pare să deranjeze, faptul că ați avut ocazia an la rând să rezolvați lucruri și că acum în campania electorală există în continuare lucruri pe care admiteți că nu le-ați făcut, deși în opinia multor ați avut timp să le faceți. Deci, noi avem un bilanț, dacă vorbesc de mine, pe fiecare mandat de președinte din 2004-2008, 2008-2012 și 2012-2016. Vreau să spun că s-ar putea să nu mai fie președinte Consiliului Județean și atunci nu o să mai avem. Și atunci lucrul ăsta a făcut ca în fața gorjenilor să ne prezentăm cu fruntea sus. Nu contracandidații sunt cei care ne aleg. Contracandidații nu ne votează și vor să-i convingă pe majoritatea gorjenilor să ne voteze. Noi ne ducem în fața gorjenilor și spunem am promis asta, am făcut asta. Iată ce am făcut până acum. Și putem să spunem foarte clar că ne-am bătut pentru infrastructura. Dar sunt și multe alte lucruri de făcut. De exemplu, am rămas de stantier și ne-am ajutat primul ministru Victor Ponta să punem centrala la Tudor Vladimirescu. Am pus-o, deci cam ce am promis am făcut. Dar n-am promis... O punem, că încă nu-i pusă. Acum sunt asigurate fondurile de acum să lucrez. În implementarea... Da, este un lucru care s-a făcut. Sunt multe proiecte. Sunt multe lucruri care s-au făcut. Dar eu spun că dacă noi comparăm cu ce am promis, nu suntem într-un dezechilibru fantastic. Nu, deci dar mult... considerați că nu este relevantă durata mandatelor în timp, ci realizările. Și dacă nu te convingeți pe oameni cu realizările astea, bun. Deci am oamenii și asta n-am făcut-o noi. Am făcut-o împreună cu oamenii. Echipă, echipă și împreună cu oamenii. Și oamenii sunt cunosc toate lucrurile. Deci am fost în multe localități. Dar și că nu e democratic așa să fie același om. Nu, democratic e ce stabilește ce zice, majoritatea. Ce zice electoratul. Bun. Zicea președintele ALDE, Dian Popescu, copreședintele ALDE, că în cazul în care se va ajunge ca ALDE să încline balanța în favoarea unei forțe sau alta la Consiliul Județean, negocierile vor fi dure, pentru că obiectivul ALDE este să obțină fie funcția de președinte, fie două funcții de vicepreședinte. Nu cred că a spus bine problema să încline balanța. Nu e vorba de a înclina balanța. Vorba exact ce spuneam și adineori. În condițiile în care unul din partidele mari, ca să zicem așa, nu va avea majoritatea simplă în Consiliul Județean, negocierile vor fi foarte, foarte atent făcute de ALDE. Dacă vom avea această posibilitate, și noi sperăm să avem un grup de consilieri în Consiliul Județean care să poată să-și impună punctul de vedere. Aș vrea să vă întorc un pic în istorie. Domnul Mischie a luat președinția Consiliului Județean, dacă nu mă înșel, cu 5 consilieri. Nu mai președinte, și 2 vicepreședinți. Cu 7 consilieri. Cu 7 consilieri. Deci în politică se poate întâmpla orice. Tocmai de asta vă spun și lumea trebuie să înțeleagă, cei care ne privesc, că nu există niciun fel de negociere în momentul de față, înainte de alegeri. ALDE se plasează în partea liberală a partidelor, are idei liberale, cum spuneam și adinaori, pentru tineri, și a păstrat cuvântul la nivel central, pentru că ramura aceasta liberală a fost cea care a continuat politica USL și a ținut contul față de cuvântul față de electorat, iar acum venim cu promisiuni și cu oameni clare în campania electorală locală, cu gândul că putem participa efectiv la conducerea județului și la conducerea comunelor din. E clar că după alegeri avem un rezultat. Noi acum vorbim de obiectivul pe care îl avem și ni l-am propus să-l realizăm până în alegeri. După rezultat, după aceea vorbim de negocieri. Era întrebarea care mi s-a pus. Eu am spus la întrebare. Mie nu mi se pare corect. Dacă o să ajung, deci din start îți dai seama că nu o să câștigi alegerile, dar dacă o să ajung în Consiliu, o să fac o alianță în care cu nu știu câți consilieri am pretenție la președinție. Cred că o să existe atunci dacă vorbim de negocieri, lăsând o parte, că nu poate avem nevoie și singur. Dar nu trebuie să împărțim ce n-am luat. Niciodată nu m-am... Dar ideea e clară în condițiile... Probabil mă știu și gorjenic că eu n-am pus niciodată condiții la negocieri. Condițiile sunt cele date de proiectele pe care le avem și de proiectele care le-am făcut. Ne angajăm la asta? Da. Facem asta. Bun. Da.
îmi spun pe Facebook că centrala este pusă în proporție de 30%, deci cumva că adevărul e pe undeva pe centrală. S-a demarat, lucrările au demarat, deja lucrăm la asta și asta este un lucru foarte, foarte important pentru Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Și eu mă bucur că am reușit să facem acest lucru. Bun. Și că tot vorbeam de guvernare. Guvernarea trebuie să aibă o decizie politică. Cel mai mare proiect și cel mai bun proiect cu o decizie politică în favoarea românilor și a noastră a gorjenilor a fost proiectul USR. Din păcate, dacă o parte din liberali n-au vrut să continue acest proiect și s-au dus în partea cealaltă, unde știm ce nenorocire am avut și cum a trebuit să le îndreptăm prin acest proiect USL, în continuare se impune o colaborare la clasa politică, de fapt în clasa politică, cu interesul general în față, nu interesul partidului sau interesul grupului. Și pentru asta de acord. Faptul că și proiectul acesta de învățământ și multe alte proiecte la nivelul județului Gorj, în perioada 2012-2016, de achitarea arieratelor, de achitarea datoriilor plăților dascălor, în sănătate majorarea salariilor, plata și creșterea pensiilor și indexarea acestora. Asta a însemnat efortul care au fost pentru un proiect politic în care o clasă politică a avut... Care nu este numai al PSD-ului. USL-ul am vorbit și foarte clar. USL-ul și continuat, haideți să ne înțelegem, continuată ulterior de aripa Tăriceanu din partea Partidului Național Liberal. Tăriceanu care vine și după o guvernare în care românii au simțit bunăstarea, nu? În sensul că în perioada când a fost prim-ministru s-au mărit pensiile, s-au dublat salariile. Deci au fost totuși, chiar dacă mulți au spus după aia că nu e adevărat, oamenii au trăit mai bine. Iar Tăriceanu, dacă s-a desprins din Partidul Național Liberal, s-a desprins tocmai pentru a-și păstra cuvântul față de electorat. Și de fapt, eu îl apreciez pe Tăriceanu din punctul ăsta de vedere. De asta face. Și asta facem. O creștere economică pe care am văzut-o, că ea a avut efecte și în anii acestea. O reformă adevărată în sistemul financiar. Păi reducerea TVA-ului de la produse alimentare a însemnat cu stimularea consumului. Și să nu mai uităm că în perioada USL-ului la fermieri se plăteau anticipat. În momentul de față fermierii pe acest guvern nu și-au luat subvențiile. De fapt, țara este cam neguvernată în acest moment. Bun. Trebuie să luăm publicitate la pe TV, dar rămânem în direct pentru cei de pe Facebook. Rămânesc cu noi, revenim și pe TV în câteva minuțele. Revenim, a fost o pauză scurtă, în care am stabilit deja cum e negocierea la Consiliul Județean, câți consilieri județeni vor avea fiecare dintre cele două partide reprezentate în această seară. Continuăm discuția noastră cu privire la proiectele care ar fi necesare în Gorj. Și o să fie două teme mari în această a doua parte. Una dintre ele vizează locurile de muncă și cea de-a doua, complex energetic Oltenia. Domnule Călinoiu, oamenii, cred că aveți studii sociologice și dumneavoastră, dar în general și la noi, pe Facebook, pe toate canalele de comunicare, oamenii se plâng de lipsa locurilor de muncă. Aici există două curente de opinie. Pe de o parte că PSD-ul în fruntea județului Gorj nu a reușit să deschidă județul către investitori, pe de altă parte că și dacă vin investitori și există locuri de muncă, și dăm exemplu lucrării de la stadion, nu există forță de muncă calificată dispusă să lucreze la salarii de până în 1000 de lei, în condițiile în care toată lumea aspiră la salariile din complex energetic Oltenia, care nu mai sunt așa mari. Dar toată lumea e nostalgică după nu știu câte zeci de milioane. Vă rog. Mi-a sugerat deja acum răspunsul și mi-a nu dat... Nu vreau să vă sugerez, dar v-am dat două linii pe două care linii se merge. Da. Clare. Din două linii rezultă foarte clar că adevărul e pe undeva la mijloc, nu? Și atunci trebuie să le luăm pe rând. Autoritățile administrației publice locale, în competența lor, au posibilitatea să creeze locuri de muncă, așa cum vă spuneam, pe investițiile publice. Și la nivelul județului Gorj, mai ales vorbim numai de 2012-2016, har Domnului că s-au atras fonduri europene, indiferent cine ce va zice, pe fiecare program operațional, și vorbesc de program operațional regional care a fost apanajul regiunii Sud-Vest Oltenia și pe fiecare măsură, începând cu dezvoltarea urbană. Municipiul Târgu Jiu a obținut fonduri de modernizare a străzilor pe fonduri europene, de modernizare a rețelelor de apă canal pe fonduri europene. Toate acestea au fost fonduri care au creat și creează locuri de muncă.
pe infrastructură măsura de 1. Deci toate fondurile publice înseamnă locuri de muncă. Pe asistență socială, și aș vrea să-i spun domnului director că avem la ora actuală în Gorj cămin de nivel european la Dobliță realizat pe asistență socială programul operațional. Dacă nu știu, l-ați văzut, l-am văzut. Vreau să mergeți să-l vedeți. Eu mă refeream la un alt tip de avem de asemenea de cămin. Centru de la Cărbunești, nu, care este aproape de ce înseamnă asistență socială în mediul familiar și nu instituțional. E foarte clar. E bine locul acesta, dar mai e nevoie. Este nevoie. Acum sunt convins că dumneavoastră vă referiți la locurile de muncă din mediul privat. De ce n-am atras investitori? Asta e foarte clar. Păi, pe de o parte, și ne spuneați că investitorii n-aveau cum să vină până nu vorbeam de o infrastructură adecvată, de exemplu, în domeniul turismului. Altceva este acum când avem peste 60% din drumurile județene, din rețeaua de 837 de kilometri, sunt aproape 500 de kilometri drumuri județene modernizate. Toate legăturile între drumurile naționale și drumurile județene și comunale principale, acum putem vorbi că sunt în ordine. Iată un criteriu pe care îndeplinim de atragerea investitorilor și iată, am avut o intenție de a avea un investitor care a venit aici. Acum, da, dar a rămas la nivel de intenție în momentul de față, nu e concretizat. Și ajungem și acolo despre ce este vorba. Locurile de muncă din minerit păstrate e un lucru foarte bun, ne batem să le păstrăm. Dar pentru noi activitatea din minerit înseamnă investitori care sunt practic în tranzit. Vin și fac afacerea cu mineritul și foarte bine avem, dacă vreți, și spuneam foarte clar, și asta e vorba de a fi toți românii uniți să ținem complexul energetic Oltenia aici. Nu e vorba numai de cele 15.000 de locuri din complexul energetic Oltenia, este vorba de vreo 200.000 de locuri la nivel național pe care le distruge dacă această activitate încetează. Iată de ce o parte din investitori deja sunt focalizați pe complexul energetic Oltenia. Partea cealaltă de a crea locuri de muncă. Sunt convins că va dezvolta subiectul domnul director. Este nevoie de schimbarea mentalității în sistemul educațional. Au dispărut meseriile. De asemenea, există acest lucru acum în structura Inspectoratului Județean, e mai de mult, că eu am fost incompatibil pe treaba asta. Comitetul Local de Dezvoltare a Partenerului Social. Ne-am întâlnit cu investitorii privați, cu patronatul, să luăm și să înființăm clase de școală profesională, de meserii, ca să putem recruta meseriași și să avem locurile de muncă din faza aceea în care un om că poate să spună că e la un nivel de apreciere, de evaluare, încât el poate să își facă această meserie bună și nu să mai facă un pas mai departe, că noi suntem învățați acum să facem din toate liceele din Gorj, să facem facultăți și nu o facultate nu de profil. Și nu numai profil tehnic și majoritatea, dacă se poate, din socio-umană, relații politice și așa mai departe. Aici, management. Aici e o problemă foarte serioasă de a pregăti forța de muncă prin sistemul educațional în deplină concordanță cu cerința pieței. Și, bineînțeles, nu trebuie să ne ferim, eu susțin și am înțeles că e și supărare pe la licee când se desfințează o clasă de liceu la Bumbejiu. Uzina mecanică Sadul 2 a cerut două clase, de strungar și așa mai departe. Nu s-a putut face decât una, că trebuia să rămână o clasă de filologie la Bumbejiu. Ei, trebuie să înțelegem că aici trebuie să facem un parteneriat părinți. Asta face parte din politica... Sigur, dar dacă n-ai forța de muncă pregătită, că... acum te duci și termini o facultate, e cam greu să te duci la șaibă în România, dar meseria e brățară de aur. Mai ușor te duci și zici că sunt și mai bine plătite lucrurile. Acum, cum stau lucrurile în Gorj? Eu vă spun că o să avem investitori. Și nu spuneți nimic de investitori. Nu spun concret, n-am nimic concret, dar de față cum stau lucrurile la ora actuală în Gorj, cu privire la infrastructură, cu privire la respectarea ce înseamnă condiții de mediu, ne mai trebuie și garantat, și asta mi-o asum ca nerealizare, dar n-aveam cum să o facem. Drumul european, știți bine că a stat până în 2012, cât a stat? Nu știu câți ani de zi, 2013? Între firme, nerealizat. Noi aveam promis să realizăm dacă ăsta era făcut, dar este prins în master planul de transport. Ne trebuie un drum rapid. Bun. E necesară infrastructură. Avem centura deja, care înseamnă multe lucruri și înseamnă, o să vedem servicii de-a lungul cetului. Vă întrerup, îi dau cuvântul domnului Tașcov, revenim la dumneavoastră. Dacă vreți, eu pot să spun că legat de locurile de muncă și legat de ce se întâmplă în Gorjul ăsta, există două variante clare.
viabilitatea, deci una, dacă reușim ca acest complex, complexul energetic Oltenia, să aibă viabilitate și să funcționeze pe termen lung, așa cum ne dorim cu toții, vom avea nevoie în curs doar de investiții complementare care să ajute la dezvoltarea numărului locuri de muncă și poate chiar pe orizontală acestor, pentru că toate celelalte activități sau majoritatea lor sunt legate de complexul energetic Oltenia. Deci asta ar fi o direcție care să fie dublată, ca să zicem așa, cu investiții foarte serioase în agricultură și în turism. Cealaltă direcție, dacă se întâmplă cumva ca acest complex, Doamne ferește, să aibă un destin pe care nu ni-l dorim, atunci lucrurile sunt foarte grave. Și Gorjul va fi un județ, așa cum spuneau alții pe vremuri, unde nici câinele zău nu-l mai aduci. Sperăm să nu se întâmple acest lucru. Dar noi avem datoria să ne gândim la ambele variante. Că de asta încercăm să venim să conducem, nu destinele județului. Acum, legat de complexul energetic Oltenia, după cum știți, ALDE, prin domnul senator Dian Popescu, a avut o inițiativă legislativă în Parlamentul României, care deja a trecut de Senat în săptămâne trecute, urmează să treacă și de Camera Deputaților, de modificarea legii energiei cu o serie de lucruri benefice complexul energetic Oltenia. Deci, deja ne gândim la acest lucru. Pe de altă parte, legat de investiții, este adevărat că nu pot veni investitori dacă, sau e greu să vină investitori dacă nu avem infrastructură. Dar haideți să vedem și noi care sunt modelele Ardealului. De ce e șomajul 0% în anumite zone din Ardeal? Odată infrastructura, dar sunt și facilitățile care s-au acordat. Deci, cei care conduc destinele Consiliului Județean și a Consiliului Locale, și revin la ideea pe care o promovasem în prima parte a emisiunii, trebuie să gândească la ce facilități legal putem să dăm acestor investitori. Vă dau un exemplu în Târgu Jiu. E Rostramo. Rostramo este nevândută. E intrată în faliment și acum începe să vândă pe bucăți. Au venit, din câte sunt eu informat, cumpărători acum vreo 2 ani. Dar impozitul pe teren și pe clădiri în prima perioadă acoperea investiția. Deci oamenii nu pot să vină și să-și investească, să plătească și impozitele. Trebuie să găsești niște facilități, cum s-au găsit modele din Ardeal în care să le dai o serie de facilități și termene de grație la plata acestor impozite. Bun, dar aici nu creezi față de cei din zonă. Față de cei din zonă, nu-i discriminezi, sunteți om de afaceri. Nu v-ați simți discriminat dacă ne-ați plătit taxe și impozite și cei noi nu m-aș simți discriminat și ajung și la alții, pentru că asta era ideea acolo. Nu vrea discriminare, investiție atât de mare încât ar crea multe locuri de muncă, banii ți-i recuperezi. Eu am zis perioadă de grație. N-am zis să nu le luăm impozitele. Da? Adică să nu ți le plătească acum. Să ți le plătească eșalonat după 4 ani sau după 5 ani și pe alea dinainte fără penalități. Pentru că există posibilitatea asta. Și în al doilea rând, legat de investitorii locali, asta voiam să și spun. V-ați uitat pe tăblițele de la construcțiile de prin municipiu și peste tot cine construiește? E adevărat că o să spuneți, unde sunt firme din Cluj, firme din Sibiu, firme de nu știu unde, dar sunt cu lucrători din Gorj. Nu știu dacă e așa. Eu nu zic că nu putem. Chiar spuneau cei de la stadion că n-au găsit oameni în Gorj pregătiți și au fost nevoiți să angajeze din alte zone. Nu putem să spunem că nu găsim. Nu putem să spunem. Ideea e că nu putem interveni într-adevăr la o licitație. Licitația e publică, vine cine vine și el câștigă. Dar și nu vreau să fac niște promisiuni care nu se pot realiza. Am zis în baza legii s-ar putea. Și eu cred că domnul Călinoiu știe bine că poate există și poate au și dat asemenea facilități unor întreprinzători, pentru că ideea este să vină să creeze aceste locuri de muncă. Deci sigur că se pot face, dar sunt două și chiar dacă e veche, facilități din astea s-au dat și s-a înființat în Parcul Industrial de la Bumbejiu, Universitatea Strategică. Da, sigur. Au mai venit și pentru treaba aceasta, dar nu se compară Gorjul cu Ardealul. Ardealul ce a făcut? Nu se compară. Eu n-am zis, Doamne ferește, n-am zis asta, dar putem să vedem niște lucruri. Da. Dar nu sunt atrași. Ați văzut că au început să coboare. Deci, nu sunt atrași investitorii de facilitățile locale. Sunt atrași de condițiile, sunt suprafețe imense de teren pe care le-au cumpărat și facilitățile sunt mai ușoare. Da. Sunt în autostradă, vin în autostradă din graniță să opresc foarte foarte rapid și eu nu am reproșat nimic, eu am spus doar
Au avut deja, și acum de ce vin încoace? Păi vin către noi, de ce? Au făcut, au adus forța de muncă și deja au crescut salariile. Deja forța de noastră de muncă e mai ieftină și o importă acolo. E atunci mai bine vin cu investițiile încoace, să nu mai facă un bloc, să nu mai facă, să le asigure condiții de cazare, de deplasări, că sunt cheltuieli în plus. O să vină. O vin, vin încoace. Trebuie să vină. Sunt și aceste lucruri de care spuneți, că o parte din facilități și trebuie să asigurate prin taxe și impozite locale, dar e vorba de condițiile reale pe care am zis infrastructura așa și atunci clar. E foarte clar și că trebuie să recunoaște să că noi cam suntem scoți din coridorul. Păi, suntem într-o depresiune, suntem foarte clar. Avem bine că s-a dat drumul acum la aeroportul de la Craiova. Și e foarte bine că totuși industria turismului s-a dezvoltat foarte tare. Fondurile europene și sunt multe pensiuni în toată sarba asta. Eu îmi pun speranța pe investiții autohtone în domeniul valorificării producției agroalimentare. Deci noi trebuie să... Și aici iar e nevoie de strategie și poate o să fie un proiect iar de perspectivă între 2016 și 2020, prin care să avem o piață, o bursă a pieței agricole, a produselor agroalimentare românești, ca să putem să le vândă. Oamenii ăștia produc. Dar tot de la guvernare trebuie să pleci. Absolut, absolut. Oricâte taxe și impozite, noi tot avem de deja... N-a putut să reziste, dacă vreți, prin preluarea produselor laptelui și în fabricarea produselor lactate, investitori care au luat fonduri europene. E singurul care rezistă e domnul David, care are o fabrică... Și în primele trei luni ale acestui an are rezultate dramatice și Artego, adică sigur despre ce vorbim. Este legată și Artego parțial legată de complexul energetic. Tot de mine, sigur. Bun, dar în stadiul la care am ajuns acum, așa cum spuneam, și ce se întâmplă la nivel național, eu spun că o să avem în perioada imediată următoare un flux de investiții cu capital privat. Și neapărat o strategie guvernamentală pentru energie. Dar stați un pic, că acum vă întreb și eu, nu. Deci acolo, foarte bine ați punctat, modificarea legii energetice susținută într-adevăr și de PSD, da. De a trecut în Senat, trebuie să treacă. Un singur lucru, ea a trecut ca un început, dar cota cărbunelui în piața energetică e mică în primă instanță. Da, sigur. Bun. Acum, că tot ați adus vorba despre strategie energetică, strategie energetică a promis toată lumea. A promis și PSD-ul, a promis și PNL-ul, cred că și domnul Tăriceanu nu avea alt de pe vremea aia, dar a promis și domnul Tăriceanu. Acum vă întreb, nu s-a reușit realizarea unei strategii energetice? Acum este în dezbatere publică, am văzut că domnul Grigorescu promovează și încurajează lumea să intre pe Facebook și să spună ce ar puncta și ce plusuri și minusuri găsește la proiectul actual în dezbatere. Foarte scurt răspunsul dumneavoastră. Sunt foarte mulți ani de când s-a văzut și oamenii politici care sunt implicați în viața reală din Gorj au simțit pericolul din zona complex energetic Coltenia. Cum de am fost incapabili și toți gorjenii, oltenii, dacă vreți la nivel național, să reușim să dezvoltăm un mix energetic care să ne salveze din această situație dramatică? Foarte scurt, domnule Călineu, după aceea o să-l las pe domnul Tașcău. Scurt, scurt. Vă aduceți aminte ce a zis domnul Ponta, mi se pare, și aici la dumneavoastră în studio, că s-a angajat că atât timp cât va fi prim-ministru, complexul energetic Coltenia nu va dispărea. De ce n-a dus pe mai departe lucrurile? E clar, de care vorbim de elaborarea acestei strategii de mix energetic, că nu a depins numai de noi și negocierile anterioare legate de noi, români și România, ca stat cu dreptul de Uniunea Europeană, am pierdut într-o perioadă destul de importantă un lucru foarte important. Negocierea a ce înseamnă potențialul nostru energetic și valorificarea sa potrivit unor strategii ca în Polonia, Ungaria, care la ora actuală Germania, sunt exportatori de energie și exportă energie produsă pe cărbune, dar au un mix energetic și de aia e mai ieftină, iar noi n-am făcut acest lucru și acum să fim, este ca un meci de fotbal. Se bat echipele între ele și câștigă cea mai bună. Neunitatea noastră sau viziunea unor parlamentari europeni, a unor guverne anterioare care au avut prioritar decât interesul național, interesul partidului, a făcut ca să fie
Ne aducem aminte, în 2012 complexul energetic Oltenia era în prag de privatizare. S-a asistat privatizarea. După ce în 2014-2015 haideți să-l privatizăm. Ponta a zis, și USL-ul atunci, hai să nu zic mai Ponta, guvernul Ponta a zis, nu-l privatizăm. Discutăm de trecut, viitorul e în fața noastră. Am fost incapabil să facem mix energetic în trecut. La fel de incapabil vom fi să-l facem și în viitor? Nu. Deci am recuperat un teren pierdut și am ajuns la un moment dat și din păcate îl pierdem acum pe o perioadă foarte scurtă, dar eu cred că acum românul învață mai și din greșeli. Probabil vom fi mai mult decât uniți să punem piciorul în prag aici din Gorj. Că eu i-am spus și am cerut domnului Grigorescu și dimiția și mi-o mențin. Îi fac o scrisoare deschisă și primul ministru. Județul Gorj la ora actuală este marginalizat. Județul Gorj este bun numai să furnizeze energie și să-l lași deoparte. Iar acum eu n-aș vrea să vorbim numai de sistemul energetic. Bun. Sunt alternative. Alternativele, alternativele pe 17.000 de hectare care le-am arătat. Eu ce pot să vă spun la întrebarea asta? Crearea unui mix energetic și crearea unei politici pentru energie într-o țară nu face Consiliul Județean al țării respective și nu fac nici consilierii locali. O fac oamenii care sunt trimiși în Parlament și oamenii care sunt trimiși să guverneze. Iată că, repet, nu vreau să scot în evidență extraordinar, dar repet, s-a făcut un prim pas prin această modificare a legii energiei, care trebuie să vină cu alte... Trebuie să treacă și de Camera Deputaților. Și de Camera Deputaților, cu siguranță, dar nu e suficient asta. Deci lucrurile astea nu se pot face decât cu voință politică. Ori dacă plecasem pe un drum bun la un moment dat și acum ați văzut că au venit tehnocrații și am avut aceste probleme cu mutarea SEO și mai departe, cei care au făcut un lucru adevărat au fost... Eu am zis acum, nu știu dacă, scuzați-mă, dacă este exactă informația mea, poate știți mai bine că domnul Cioloș pleacă puțin până în America cu domnul Grigorescu. Da, nu știu, mai puțin important, dar vreau să vă spun că un lucru foarte important pentru energie și pentru complexul au făcut oamenii care au plecat pe jos până la București. Pentru că datorită lor s-a intrat la discuții, s-a stat de vorbă, chiar dacă noi nu am dat importanță atât de mare. Întreagă. Dar nu numai că au văzut că ei nu s-au dus să-i vadă cineva, ei s-au dus pentru că îi durea ce se întâmpla. S-au dus pentru că au văzut că nu au altă soluție. La fel de bine au făcut și cei care au intrat în greva foamei. Tu s-a grimit. Asta spun. Deci oamenii au făcut un lucru adevărat. Și iată că datorită lor s-a putut intra la discuții, s-au asistat o serie de lucruri care nu erau în tocmai cum ne-am dorit noi, apare această lege, se lucrează, dar este vorba de voință politică, deci nu are legătură cu, sau nu e atât de importantă guvernarea locală în acest, este importantă prin a putea duce mesajul. Până a putea duce mesajul, dar eu spun că guvernarea locală și înainte și de după 90 a fost una înțelegătoare pentru români și România, încât a zis că e mai bine să avem căldură și în Bihor și în Timișoara și să nu primim banii, să avem terenuri și în toate părți, să nu primim banii, că o să aibă grijă statul de noi. Iată că a ajuns în momentul acesta când statul zice, pardon, nu mai există județul. Ne-au umplut de recunoștință statul, deci, suntem plini de recunoștință din capul aici în picioare. Trebuie foarte clar și trebuie să fim foarte fermi că este rolul statului ca să reglementeze situația de la Gorj pe ansamblu. Bun. Și noi nu trebuie să lăsăm. Aici e rolul administrației locale. Da. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. De la începutul campaniei electorale avem o rubrică de final în care întrebăm candidații despre câteva prevederile legii 215, câteva lucruri legate de istoria județului, geografie. Sper să răspundeți la întrebări. Eu o să vi le adresez. E alegerea dumneavoastră. Doamne, probabil îmi permiteți să vă spun un lucru. Și nu vreau să fiu nici nepoliticos și nici să creadă telespectatorii că mă eschivez la astfel de întrebări, dar e o treabă, nu pot să întreb dintr-o lege, sunt în România, sunt 15.000 de legi, legea 215, legea administrației, o cunoaștem. Legi locale, dar dumneavoastră poate să o cunoașteți, dar să nu care o cunoaște. Cunoaștem ce înseamnă, nu, eu nu pot să spun că știu această lege și nici nu cred că e indicat să o știi foarte bine, pentru că și judecătorii atunci când judecă, iau legea în față și nici nu e bine ca un profesionist să reacționeze după amintiri la o lege. În momentul în care ai o speță, te duci la lege și o citești. Important e să știi unde să cauți. Dumneavoastră considerați că nu este relevant ca cineva să înțeleagă această lege și să înțeleagă cu ce se ocupă? Că sunt mulți care candidează și n-au idee cu ce se ocupă. Și nici istoria Gorjului nu e relevantă pentru conducerea Consiliului Județean sau pentru oamenii care vor să facă administrație. Personal, și eu mi-asum lucrul ăsta, indiferent care sunt întrebările alea,
eu nu voi răspunde la ele. Am înțeles, eu pentru că nu au nicio legătură cu ce ne interesează pe noi. Nu vă supărați. Nu mă supăr. Nu suntem la vrei să fim miliardari. Suntem la o emisiune de dezbatere publică care anumite teme. Foarte mulți primari semnează ca primari în care foarte mulți oameni nu cunosc ce trebuie să facă. Nu pentru că aflăm într-o întrebare la o dezbatere electorală. Trebuie să învățăm să citească legea, să se ducă acolo. Și cine trebuie să știe foarte bine legea asta? Secretarul Consiliului Județean trebuie să știe foarte bine. De când avem aceste întrebări, sunt foarte mulți care citesc această lege și consider că măcar pentru atâta lucru... A, bine! Din punct de vedere didactic ne-am atins asta un câștig. Dacă domnul președinte vrea să răspundă, îl invit, eu vă spun că nu răspund. E vorba de a se numi blat, nici aici nu-i blat. Și eu sunt de acord cu acest lucru. Un președinte al Consiliului Județean trebuie să știe de la capul locului că el trebuie să aibă un aparat performant. Dacă nu își face profesioniști care să vină cu proiecte, care să vină cu idei, care să vină cu o viziune, să spună în aplicare viziunea ta, nu să faci nimic, că nu s-a născut nimeni să le știe pe toate. Eu dacă o să stau să interpretez un articol de lege, s-ar putea să interpretez greșit și greșesc, mai bine spun. Nu, dar nu trebuie să răspund din memorie la legi. Eu vreau să pun în aplicare următorul lucru. Asta, vreau să mă încadrați în legalitate și oportunitatea o stabilim în organul deliberativ. Bun. V-am înțeles pozițiile, nu legiți. Dumneavoastră, citiți-le ca să le știți. Telespectatorii judecă dacă au legătură cu ce ne interesează. Cel mai important lucru e când ești într-o funcție de responsabilitate să mergi pe legile nescrise. Bunul simț, corectitudine, sinceritate. Vreau să vă spun un lucru, pentru că sunt sincer cu dumneavoastră. Nici nu e corect față de noi să veniți cu astfel de întrebări. Să vă spun de ce nu-i corect. Pentru că poți să știi 50 de lucruri și să nu știi pe al 51-lea. Reacția în public e alta decât credeți dumneavoastră. Asta nu știe nimic. Ceva, să știți că e poate să gândească așa și nu-i corect față de noi. Că nu știi să răspunzi la o întrebare. Dacă vreți să discutăm pe legea administrației, stăm și discutăm. Discutăm despre istoria Gorjului. Vorbim despre istoria Gorjului. Dar nu... Când am discutat cu aparatul, eu vreau Consiliul Județean să fie centru, să fie pilonul administrației locale. Bun. Cu deschidere, clienții noștri sunt gorjeni și dacă trebuie să-i servim. Dacă vă răzgândiți să răspundeți, nu mai avem timp. Bun, una dintre întrebări era din legea 215, care sunt principalele categorii de atribuții ale președintelui Consiliului Județean. Cea de-a doua întrebare din aceeași lege, care sunt principalele categorii de atribuții ale Consiliului Județean, la președintele Consiliului Județean. După aceea v-aș fi rugat să-mi spuneți câte comune sunt 61, în Gorj, așa? 61. Și 9 orașe. Dar nu, asta e relevant. Nu am zis ca idee, dar vreau să vă spun că 61, nu e... 7 orașe și 2 municipii. Bun. Nu e... să-mi spuneți câte grupuri există la Complex Energetic Oltenia și dacă știți în ce an au fost date în funcțiune primele grupuri de la Rovinari. Așa și celelalte întrebări, pentru că n-au fost întrebări de vocabular, cred că asta a încurcat multă lume. Ar fi trebuit să enumerați câteva sate din unele dintre cele mai mari comune din județul Gorj. Sunt vreo 441, dacă nu mă înșel. 437. Atât era o dată, nu știu dacă mai știu. Nu, sunt 366 de sate. Nu, pe Wikipedia 441. Potrivit site-ului Sate și Comune, este un site găzduit de minister. Ne-a tăiat. Cred că ne-a tăiat. Așa și asta trebuia să se întâmple aici, la Legomir și Runcu, astea erau comunele despre care întrebam, v-aș ruga să enumerați 3 sate. Pentru că sunt mulți care nici măcar au candidat pe niște colegii de parlamentari și nu știu în ce localități au candidat. Acum a fost alegerea dumneavoastră să nu răspundeți. Nu mi se pare principiu, pentru că cei care au participat la emisiunea problema dumnealor. E problema dumneavoastră, că am răspuns și noi, e problema dumnealor. Eu vă spun ca principiu, nu mi se pare corect și de ce să nu fiu sincer, sunt cinstit, asta gândesc. Bun, trebuie să încheiem transmisiunea pe TV acum, rămânem pe Facebook ca să-mi explicați în continuare cum, de ce credeți că nu sunt oportune aceste întrebări. Doamnelor, domnilor, punem punct aici la prima dezbatere pe Consiliul Județean. Ați avut în fața dumneavoastră reprezentanții PSD și ALDE. Ne revedem mâine seară la o nouă dezbatere. O seară bună vă doresc, rămâneți cu TV Sud. La revedere!